Potrivit reprezentanților Capitaniei Zonale Constanța, manevrele în porturile Midia, Constanța Nord și Constanța Sud Maritim au fost reluate încă de la primele orele dimineții de 1 ianuarie. Câteva ore mai târziu, vremea a permis autorităților să redeschidă și portul Constanța Sud Fluvial, precum și traficul de barje pe canalul Dunăre-Marea Neagră, prin ecluza de la Agigea. Ultimul port devenit operațional a fost Mangalia, în jurul orei 8.